Bună dimineața! Începem un nou vlog din bucătărie cu pregătiri pentru Crăciun. Am aici piept de pui, l-am scos de la decongelat. O să fac din el bătute. Noi astăzi nu avem apă, din păcate. Și aici am un cocoș. Suc, acuș. Aici am un cocoș pe care l-am pus iarăși și el a stat la decongelat și l-am pus aici în apă să mai stea așa. După asta o să-l pun l-am marinat, dar o să vă arăt tot procesul. Nu arată poate prea bine, însă gospodinele vor înțelege. Așa, e cocoș de casă. Noi, în general, carne cumpărată nu prea mâncăm, decât, iată, așa, pentru că din pieptul, iată, din acest piept de casă, e cam dificil să faci bătute, șnițele. Dar iată, din asta cumpărat e mai ușor. Acesta este prânzul nostru. Mâncăm ca să avem puteri, cartofi prăjiți cu usturoi. Și Cecilia ne-a făcut aici o salată. Ea nu mănâncă, dar pentru noi a pregătit. Avem varză din aia chinezească. Sau varză pe chinei, se mai spune. Gogoșar roșii. Ce avem? Roșii. Un pic de sos de soia, un pic de ulei și ierburi aromate și, evident, un pic de sare. Apoi, iată, așa am aranjat aici și poftă bună nouă! Copii, la mâncare! Am discutat eu cu copiii și am decis că vom face nuggets-uri și nu, cum ne zice, bătute. Așa că, oricum, le pun la murat, le-am tăiat așa bucăți, le-am presurat cu sare, piper negru și foi de dafin, le pun așa pe straturi cu ceapă și usturoi și le las la frigider până când voi decide să le prăjesc. Iată așa, o să le prăjesc, cred că cu făină. Făină albă, să vedem, poate făină de porumb și ou bătut. Am pus aici la marinat și carne pentru borș scăzut. Am pus așa cu ceapă, usturoi, sare și piper negru un pic și iarăși las la frigider pentru câteva ore, după care probabil o să adaug niște sos de roșii, dar vedem. Oricum, pe parcurs, planurile s-ar mai putea schimba. Pe lângă pregătirile de mâncare, am mai pregătit aici și hainele pe care vreau să le cal. Hainele lui Stelian, ale Ceciliei și ale lui Sergiu. Unde telefonul? Nu-i telefonul. Mama, trebuie... unde telefonul? E la mine în mână. Trebuie să le cal, pentru că de luni începe școala. Au venit ciorile. Da, Lia? Da, ele pleacă deja în particeia. Da, dar erau așa de multe. Numai că până am luat eu telefonul să filmez, ciorile noastre au plecat. Da? Dar Lia le-a văzut, s-a bucurat de ele. Nu linge fereastra. Nu, lasă geamul în pace. Hai, l-a pregătit mâncare, fierbă ușoarele, să facem ouă umplute, cu micioară, nu se poate așa. Și ce mai facem? Tocătura pentru chipăruș, da? Mama. Pentru ardei, mama. Trebuie să prăjim nughetele. Vine tata și mâncăm. Am pregătit aici ceapă tocată, morcovul, tocătura din carne de porc și carne de pui, orezul. O să călesc totul în ulei, un pic de ulei, și o să umplu cu toată această compoziție ardeii. O să vă arăt, dar merg repejor să fac umplutura. Aici se pregătește umplutura pentru ardei. Așa, am adăugat un pic de orez, ceapă, morcovul, cărniță,
piper negru și sare. Și las așa un pic să se gătească. Și aici fierb ouăle. Le las să dea un clopot, după care le opresc, le decojesc și o să pregătesc umplutura și pentru ele. Astăzi mi-a făcut un cadou. Am cumpărat această căsuță confecționată manual de înlut. Este o căsuță pentru lumânări. Iată așa, și a fost confecționată de fetița unei blogherițe care își vinde lucrările și iată, eu am hotărât să o cumpăr pentru a o încuraja și zic că arată foarte, foarte bine. Umplutura pentru ardei este gata. Ardeii sunt pregătiți. Am aici vreo 7 bucăți. Îi umplu și îi așez aici în cratiță frumușeală, îi aranjez, îi acoper cu suc de roșii și îi dau la foc mic. Nu mai am răbdare să gust din acești ardei, mama mia! Dar acum adaug, iată așa, sosul ăsta de roșii, un pic de apă, le pun capacul și, după cum am spus, îi dau la foc mic. Aoleu! Însă nu voi gusta din ei pentru că postul continuă până mâine dimineață. Nu știu dacă mâine voi merge la biserică sau nu voi merge, vedem. Așa, mi-a mai rămas aici umplutură pe care o să o folosesc. O dau la congelator și o voi folosi la un pilaf, să vedem noi. Așa. Așa, acum a venit timpul să facem nuggets-urile. Eu nu știu care e rețeta, cum ele se fac de fapt, dar eu le fac așa. Carnea a stat la marinat câteva ore. Dau așa prin pesmete bucată de carne, apoi prin ou, după care iarăși prin pesmete. Acum o să vă arăt. Da, mi-e dificil să filmez și să fac tot procesul, dar cred că ați înțeles cum are loc totul. Și le prăjesc la foc mic. Clar, se poate de le pus și în cuptor, însă nouă ne plac prăjite. Copiii au cerut bătute, după asta au decis că vor nuggets-uri, așa că eu le fac pe plac. Iată așa iese nuggets-urile mele. Așa, suculente, moi, dar la suprafață crocante. Iarăși să spun, abia aștept ziua de mâine. Iată cam așa arată tortul nostru. Am încercat cu colorant alimentar să fac aici un brăduț, dar așa a reușit, îl dau la frigider și mâine o să vedem cât de delicios va fi. Dar știu că va fi delicios pentru că am gustat crema și e... Și aici, la insistența Ceciliei, am făcut așa brăduți din cornete pentru înghețată, umplute, adică nu umplute, doar pereții, așa i-am... am pus pe pereți Nutella, așa a vrut ea. Apoi în crema din care am făcut tortul am adăugat un pic de colorant verde și iată, așa am obținut niște brăduți frumoși, eu zic, care o să meargă și ei la frigider și mâine vor fi puși pe masa noastră de sărbătoare. Da, încet, încet, da? Da. Te rog, mă doare. Da, dar eu vină să-ți văd cofură ta? Ați vrut să vezi în pe canalul, like. Să pun un like pe canalul mamei? Da. Da. Încheiem vlogul din ajunul Crăciunului și mâine continuăm. Da, Lia? Da. Da. Pentru că asta nu e bine. Așa a zis.
Copil, unde ești? Un copil. Era un copil undeva afară. Ați înțeles, da? Să puneți like, 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 pentru că asta e bine. Dar dacă nu o să vizionați vlogul, asta nu e bine. Bună dimineața! Suntem în prima zi de Crăciun și eu, evident, mi-am făcut aici cafeluța. Am luat o bătută din asta, nugget, spuneți-i cum doriți, cu o felie de pâine și o să mănânc până vin de la biserică Sergiu cu copiii. Până vine Sergiu cu copiii, noi ce facem, Lia? Ne jucăm, numai că Lia are așa nervi astăzi. Nu vrei să arăți la vlog? Ce faci? Mama, să nu vadă nimeni. Dar ce să nu vadă nimeni? Să o ascund. Să o ascund? Iată așa, gen de puzzle. E foarte bun pentru fetițe, da? Și pentru băieței. Hai, pune la loc papucei. Așa. Așa, ghetuțele acolo le punem. Dar hai să îmbrăcăm, că e frig. Nu e frig. Iarna, brrr, e frig, iarna. E frig? Nu e frig. Ți-i frig, iarna? Nu ți-i frig. Ce bagă este? Ce surpriză pe ziua de astăzi, cad fulgi. Încă nu e zăpadă. Ce frumos, Crăciunul cu zăpadă o să fie, dar măcar așa cu fulgi, tot e frumos. Nu e frumos. Poate o să ningă tare, tare. Lia, vine zăpada. Păpădia. Și cad fulgi, mășcați. Am făcut aici coroniță din salată, iată așa, am vrut să pun și mozzarella, dar Sergiu a uitat să cumpere, așa că va fi iată așa, și un topping din ierburi aromate, un pic de sus de soia, un pic de ulei și suc de, cum îi zice, de lămâie. Și când o să ne așezăm la masă, o să torn sosul așa deasupra. Eu zic că arată foarte bine. Primiți calendatorii! Primim! Hai! Calendatorii! Mamă l-a murit! Buzunar pe masă, sărbătoare în casă. Florile d'albe, florile d'albe, Domnului la picioare, Domnului la picioare. Ușa se deschide, gazda mă cuprinde și îmi pune pe masă curăci de casă. Florile d'albe, florile d'albe, Domnului la picioare, Domnului la picioare. Iar în ungherașul cel cu Crăciunașul arde candeluța, bucur-ul măicuța. Florile d'albe, florile d'albe, Domnului la picioare, Domnului la picioare. Bravo, frumos, frumos ați cântat. Începutul cam greu, dar hai că e bun. La mâncare, la mâncare. Hai. Ceci. Vrei să te machiezi? Da, hai. Dar fii atent. Îți faci și pe tine. Da. Acuși, dar mă nu are apă. Tu nu ai pahar. Am pahar. Wow, tu tot ai pahar. Asta de unde stai? Da. Asta tu cu mama îți pregăti mâncărie ca voi. Ați pus pe masă? E de frumos. Pe masă ați pus mâncare? Încă nu l-am mâncat. Hai să scântăm.
Naștere ta, Hristoase, Dumnezeu nostru, răsărită lumii, lumina cunoștinței, că într-o dânsă cei ce slujeau stelelor, de la steaua s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, binecuvintează! Poftă bună! Mulțumim! Ce la masă ne vorbim? Sfânta... Ce să-ți spun? Sărbătoarea nașterii Domnului. Ce spun eu? Alege! Ce nu-ți place? Cărinița! De ce-ți place ție? Hai pune, da... Să punem la urmă, asta e pentru tine. Îți place cașcavalul? Dar luăm poate căsuța de pe masă. Da. Punem mai asta. A, da, e acolo tu ești lumânare. Este acolo lumânare, mă gândeam să o punem. Ce-ți place? Măslina. E delicioasă? Da, e delicioasă. Da, e știi. Vreau să ne o așa mult, așa să o prindeți, știți. Ba-ba! Ia, eu vreau să-mi spui cum e salata. Ți-ai luat fundița, da? Da. Poftă bună și la mulți ani și nașterea lui Hristos să ne fie cu folos. Dacă ați văzut ultimul vlog, ați văzut că am fost cu copiii la atelier de pictare pe... faianță, da? Și iată, asta e lucrarea lui Stelian. Și asta e lucrarea Ceciliei. Tot procesul, cum au fost confecționate aceste plăcuțe, puteți să-l vedeți pe blog. Astăzi de Crăciun ei și-au primit lucrările. Clar că o să le păstrăm, da, copilaș? Da. Eu aici am făcut rama cu portocaliu. Și iată cum s-o primit. Foarte frumos. Iată-ne că am ajuns cu bine și la acest Crăciun. Sper să fie un început bun, un început pentru a le face pe toate bine. Sergiu a plecat cu copiii la biserică pentru că astăzi e sâmbătă, mâine e duminică și respectiv avem liturghie. Eu am rămas cu Lia, am adormit-o. Și acum vreau să citesc. Mai am câteva minute din Harry și Meghan, din acest mini-serial, pe care vi-l recomand pentru că este un film din care aflăm multe lucruri interesante despre familia regală, despre ce stă în spatele succesului, să zic așa. Așa că vă recomand filmul. Vizionez cele câteva minute care mi-au rămas, după care vreau să citesc și voi pune acest clip la editat până se optimizează, până văd eu, poate spre seară reușesc să le editez și să apară și la voi. Vă mulțumesc că ați fost în aceste două zile alături de mine, alături de familia mea. Sper că v-a plăcut vlogul și noi cu voi ne revedem, ne reauzim la un nou vlog. Nu știu când o să-i dau startul, însă rămâneți aproape pentru că am de gând ca în acest an să fac multe, multe vloguri. Pa, pa!